Ne mai despart doar patru săptămâni până când românii vor fi chemați la vot pentru a-și alege președintele pentru următorii cinci ani. La scrutinul din 2 noiembrie se vor alinia la start numai puțin de 14 candidați, reprezentanței partidelor și alianțelor politice, dar și independenți. Și-au depus candidatura Victor Ponta, Claus Iohannis, Elena Udrea, Dan Diaconescu, Keremen Hunor, Corneliu Vadim Tudor. Acești ar fi cei mai cunoscuți prezidențiabili, susținuți de principalele formațiuni politice. Funcția de președinte mai este vizată și de patru vedete ale politicii, dar care candidează ca independenți. Călim Popescu Tăricianu, Gheorghe Funar, Monica Macovei și Teodor Meleșcanu. În curs au mai intrat și mai puțin cunoscuții Constantin Rotaru, Partidul Alianța Socialistă, William Brânză, Partidul Ecologist Român, Mirel Mircea Amariței, Prodemo și Sila Ghijold, Partidul Popular Maghiar din Transilvania. Prima poziție pe buletinul de vot va fi ocupată după extragerea la sorți efectuată de Biroul Electoral Central de candidatul UDMR Kelemen Hunor, urma de Claus Iohannis, Dan Diaconescu și Victor Ponta. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, au drept de vot la primul tur al alegerilor prezidențiale de pe data de 2 noiembrie, 18.313.698 de cetățeni români, iar 18.321.512 pe 16 noiembrie, la turul al doilea. Pentru cetățenii români din afara granițelor care își doresc să își exercite dreptul de vot, vor fi organizate 294 de secții.